Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană ar trebui să fie o prioritate pentru politica externă a României. Declarațiile aparțin fostului lider de la Cotroceni, Traian Băsescu, și au fost făcute în timpul discursului ținut la Congresul Partidului Mișcarea Populară. Băsescu a reiterat faptul că România este capabilă să fie locomotiva în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Totodată, fostul președinte român a menționat că țara noastră are nevoie de susținere, iar numărul burselor destinate studenților moldoveni nu trebuie micșorat. România trebuie să aibă drept prioritatea externă susținerea Moldovei. Acest lucru îl putem face. Unii vor acum să reducă numărul de burse pentru tinerii din Moldova. Aceasta ar fi cel mai rău lucru care se poate face, a subliniat Băsescu. Anterior, Traian Băsescu a declarat de nenumărate ori că România are restanțe față de poporul de peste Prut și va susține Moldova în procesul de modernizare și integrare europeană.